Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Doru Popovici și credeți-mă că mi-e destul de greu să preiau așa ștafeta din mers de la domnul general Burlui la vreme de război. Totuși o să încercăm să facem față în tranșeile de la Radio AS, eu și invitatul meu, domnul Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovinei, pe care sunt fericit să-l revăd aici. Salut, Emil, bine ai venit! Bună ziua, mulțumesc din tot! Este omul cu care știți prea bine și dumneavoastră, de un deceniu împart scena de la Bucovina Rock Castle, domnul Ursu fiind, eu știu, principalul acum, sperăm să fie în continuare organizator al festivalului, oricum a fost alături de inițiatorul acestuia, domnul Ion Drăgușanu, încă de la început. Vom ataca și problema festivalului rock, deși vremurile sunt nebune, aproape că nu-ți vine să mai vorbești. Dar asta, chiar vreau să vă fac așa o introducere. Am primit un mail de la grupul ucrainean care ne-a bucurat de câteva ori cu prezența sa, Ginger, desigur. Tatiana, vocalista aia minune, am conversat cu ea zilele astea, ei sunt bine, nu sunt acasă, evident, în tranșee, sunt în Statele Unite, unde pregătesc un turneu care debutează pe 7 martie, parcă, dacă ține bine minte, durează vreo 3 săptămâni și sunt destul de speriați de ce să arată acolo. Preambul a fost în ideea de a vă familiariza cu ceea ce trebuie discutat la început, pentru că domnul Emil Ursu este de meserie istoric. Așadar, istoricul Ursu, ce zice despre ce se întâmplă acolo? Ce rădăcini istorice există? Pentru că tot s-a vorbit de Rusia kievliană, de ce sunt frați de o mamă? Cum poți să sari frate pe frate la gât? Păi foarte simplu. Într-adevăr, Rusia își are obârșia Kiev, zona Kievului. Să nu uităm că prima dinastie rusească, cea a lui Rurik, acolo s-a format, acolo a luat naștere, acolo s-a creștinat, da? Acolo au lăsat urme foarte adânci și astăzi în Kiev există catedrala în picioare cu o pictură de secolul XI, repictată în secolul XII, cu mozaicuri aurite aduse din Bizanț, cu sarcofage din piatră aduse din Bizanț. Mă rog, este clar, dacă doriți așa, legătura religioasă cu Bizanțul. Însă toată prima republică, nu? Dacă o luăm așa, prima republică europeană, bun, păstrăm proporțiile, dar oarecum similară cu ce visăm noi astăzi, visăm, nu se întâmplă. Nu se întâmplă nicăieri în Europa. Are loc pe teritoriul rusesc. Ei bine, totul a fost frumos până la venirea tătarilor. Odată cu venirea tătarilor, practic, Rusia kieviană moare. În secolul XIII, la începutul secolului XIII, după 1241. Bun, din 37 până la ei se duce până în 43, în fine. Și Rusia kievană dispare. Și regăsim pe ruși, oarecum readunați, în jurul Moscovei. Firesc de altfel. Apoi să nu uităm că mari evenimente istorice rusești și-au locul de întâmplare în actuala Ucraina, Poltava. Deci, dacă doriți așa, unul din marile, una din marile probleme a lui Petru cel Mare a fost Suedia. Ei bine, Carol al XII-lea este înfrânt la Poltava și el de acolo fuge, ajunge pe teritoriul statului român, prin Imperiul Otoman, se întoarce rănit, în sfârșit, cărat pe targă și așa mai departe. Pentru că, ne place sau nu, asta este istoria, teritoriul a aparținut Rusiei, după aia a fost preluat de Lituania, de Polonia, sigur s-a întors la ruși, a fost așa, mereu un du-te vin. Locuitorii, mare parte malul ruși,
au deprins, să spun, o nouă limbă, ceea ce astăzi se numește ucraineană, este un mix între rusă și polonă. Sigur. E este mai apropiată de rusă, totuși. E mai apropiată de polonă. De polonă, da. Păi au stat mai mult în Polonia. Da. Însă, na, vrem sau nu, astăzi vorbim totuși de o limbă. E mai mult decât un grai. Da. Clar. Bun. Da. Odată cu Lenin, apare Republica Ucraineană. Până la Lenin n-a existat o republică. Au existat niște încercări, apropo de 1918, ieșuate toate. Bun, Ucraina de vest, care a funcționat câteva luni. Însă n-a existat un stat. Bun, Lenin face o Ucraină, o Ucraină care însă, cum să spun, se valea imediat cu Hitler în al doilea război mondial. Se valea cu Hitler pentru, mă rog, dorința de a se elibera de ruși. Da. Lucrul acesta îl știm cu toții, nu s-a întâmplat decât câțiva ani. Stalinul, în următoarea perioadă după al doilea război mondial, având mari probleme cu tot felul de grupuri, să-i spunem așa, de partizani ucraineni, celebri ucraineni verzi, al lui Bandera și așa, dar mai sunt și alții. Da. Însă, ușor, ușor, va pacifica Republica. Apoi apare momentul Hrușcev. Păi și ăsta de cu tot, la pacificare tinde, că sunt declarativ. Ajungem. Da. Da. Declarativ, da. Numai că sunt alte condiții. Apoi este momentul Hrușcev, când Ucraina primește cadou. Hrușcev a fost prim-secretar al Ucrainei în perioada lui Stalin. Primește Crimeea. De la? De la... Se întâmplă, de, nu restese. Da, spațiul ăsta e maleabil și ductil, da, așa? Știți cum îi primește, da, Crimeea de la județul Rusia la județul Ucraina, știți? Da, da, de la județul, da, Ceaba, da, la județul Bătrâni, că era în aceeași țară. Da, pe acolo, da. Nu era o problemă. Da. Ei, odată cu căderea URSS-ului, lucrurile se schimbă. Însă, bun, rușii plătesc chirie pentru bazele din Crimeea, însă foarte important de știut este faptul că fără Crimeea, rușii nu prea au ce căuta în Marea Neagră. Da, evident. Ei au început să aibă drepturi în Marea Neagră după ocuparea Crimeei. Bun. Și cel care a făcut asta este Potemkin. În vremea împărăteasei Elisabeta, Ecaterina a II. Ok. Cam asta pe scurt. Mai departe, după 1990, lucrurile sunt foarte complicate. Sunt foarte complicate, de ce? Pentru că una s-au înțeles americanii cu rușii, să nu ne îmbătăm cu apă rece, când Europa mai avut și altcineva ceva de spus. Nu. Europa era păzită de NATO, nu? NATO avea 16 țări în subordine. Sigur, și englezii au armată, și francezii au armată, se înțelege, Germania nu. Pentru că una din problemele discutate în 1989 de Gorbaciov cu George Bush senior a fost aceasta a Germaniei. Ce facem cu Germania? Bun, rușii erau de acord cu unificarea, dar fără armată. Iar americanii au zis, a, nu, Doamne ferește, păi noi vom asigura securitatea Germaniei, nu li vom permite să facă armată, să nu ne întoarcem la al doilea război, mă rog, da, situația în al doilea război mondial, și mai ales să nu-și facă armă nucleară. Da. Pentru că, na, nemții au tehnologii, clar. Și idei din când în când, idei de expansiune. Au tot timpul. Da. Da. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu Grecia. Acum, place sau nu, dar Germania, noi trebuie de rău. Germania întotdeauna a făcut același lucru. Înainte de primul război, înainte de al doilea, acum același lucru face. Deci nu are mamă raritate, nu interesează, nu are partea asta sensibilă a Balcanilor, știți? Uh-huh. Este foarte pragmatică, foarte calculată, lucrează doar cu planul, dar își fac foarte bine planurile. Și uitați-vă la ce s-a întâmplat cu Grecia, când nu s-au mai amintit că fuseseră iertați de niște datorii mari de către greci, că acolo este popular, nu i-a interesat, că i-a interesat punct, ochit, punct lovit, să pună mâna pe resurse și au pus. Uitați-vă ce s-a întâmplat în ianuarie cu Polonia, au luat gaz rusesc și l-au vândut la dublu preț Poloniei, ei acordându-le polonezilor ajutor.
Asta e foarte interesant. De mare rafinament, da. Exact. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ca să revenim la Ucraina, Ucraina este un stat foarte interesant și important pentru economia europeană și, într-un sens mai larg, globală. Spre exemplu, ocupă locul întâi în Europa în ceea ce privește rezervele dovedite recuperabile de minereu de uraniu. Are locul 2 în Europa și locul 10 în lume în rezervele de minereu de titan. Are locul 2 în lume în rezervele de minereu de mangan. Este a doua mare rezervă de minereu de fier din lume, 30 miliarde de tone. Locul 2 în Europa la rezervele de minereu de mercur. Locul 3 în Europa la rezervele de gaze de șist. Este mare de 22 de trilioane de metri cubi. Locul 4 în lume după valoarea totală a resurselor naturale. Oh. Locul 7 în lume la rezervele de cărbune. Locul 1 în Europa ca suprafață de teren arabil. Locul 3 în lume după suprafața de sol negru, are 25% din volum mondial. Locul 1 în lume la exporturi de floarea soarelui și de ulei de floarea soarelui. Locul 2 mondial la producția de ors și locul 4 la exporturile de ors. Locul 3 ca cel mai mare producător și al 4-lea cel mai mare exportator de porumb din lume. Locul 4 pentru cel mai mare, ca fiind cel mai mare producător de cartofi din lume. Locul 5 global la producția de secară. Locul 8 la exportul de grâu. Locul 11 în Europa la producția de amoniac. Și așa mai departe, mă rog. Da, lista pare năucitoare. Al treilea ca mărimi din Europa și al optelea ca mărimi din lume, ceea ce privește capacitatea instalată a centralelor nucleare, care, atenție, da, sunt considerate energii verde. Deci, vrem sau nu, Ucraina este un stat foarte bogat și mai exact și mai ales reprezintă o tentație foarte mare. Nu întâmplător, diversele scandaluri, mai mari sau mai mici, ce vă spun eu, sunt date din presă, deci sunt date oficiale, apropo de familia Biden, în sfârșit, apropo de tot felul de interese americane, dovedite mai mult sau mai puțin. Știm foarte bine, în timpul regimului Poroșenko, spre exemplu, primul procuror al Ucrainei intentase un dosar la adresa fiului lui Biden. Biden a sunat la Casa Albă, știm asta pentru că în presă au apărut convorbirile desecretizate de către Trump, mă rog, i s-au bătut între ei și am aflat și noi cu ocazia asta niște lucruri. De altă parte, Rusia încă crede și este o mare putere. Și dacă vreți așa, se dorește al doilea mare putere, pol militar. Bun. Acum, noi știm tot din presă faptul că ei au inventat acele rachete hipersonice pe care NATO încă nu le are. Da. Cum China au inventat 5G-ul pe care Statele Unite și Europa nu le are. Adică se schimbă un pic paradigma mondială. Chinezii din producători au devenit și cercetători și gânditori și au devenit, dacă vreți așa, inovatori. Nu doar producția asta repetitivă. Au foarte mulți bani, sigur. Rusia nu are atât de mulți bani. În schimb, are foarte multe resurse, apropo de Siberia. Ei bine, pe frontul, să zicem așa, european, Rusia își dorește zone tampon, așa au funcționat întotdeauna. De altfel, marile puteri întotdeauna au funcționat cu zone tampon. Țările României sunt cea mai bună dovadă, să spun așa. Mulți din războaie s-au dus pe teritoriul nostru. Rușii care îi băteau pe turci, pe unde veneau? Prin România. Prin țările României, nu era România. Da, principate. Principate mai târziu. Bun. Turcii care se băteau cu austriecii, pe unde se băteau? Pe aici, austriecii pe unde veneau? Și așa mai departe. Bun. Ei, ori Statele Unite, când vorbim NATO, vrem, nu vrem, noi trebuie să înțelegem Statele Unite, în primul rând. Nu în primul rând, cred că e exclusiv. Sau e exclusiv, da. Este cel mai mare contribuitor. Ați văzut, vin și alte state cu câțiva soldați, în sfârșit, America are grosul. Ei bine, Statele Unite au dus, după 90, toate s-au înțeles cu rușii într-un fel, au dus o altfel de politică. Față de înțelegere, adică nu s-au ținut de cuvânt din mai multe puncte de vedere. Bun. Și au tot înaintat. Și așa se face că NATO a ajuns de la 16 la 30 de state. Ei,
În momentul în care, în 2008, când la București era summitul NATO, deci în momentul în care Ucraina și cu Georgia au vrut să adere la NATO, Rusia a zis stop. Și dacă vă amintiți, imediat au avut loc acea invazie în Georgia. În Georgia. Când era tot o olimpiadă la Beijing, la olimpiada de vară, 2008. Da. Acum am aflat cu prilejul invaziei ăsteia că precedenta, și că s-a discutat acum că pe durata olimpiadei chestia din antichitate, da, să întrerup războaiele, să nu știu ce. Și au zis, uite, nu o să invadeze. Și și-a adus aminte cineva în presă că, dar de ce nu, că Putin era el însuși la ceremonia de deschidere la Beijing în 2008, când s-au cucerit Georgia în timp ce festivitatea... Da, bun, acolo lucrurile, mă rog, nu au durat foarte mult, nu au fost victime, au fost ceva victime, dar foarte puține, bine. Iar în cazul Ucrainei, în momentul în care s-au văzut că lucrurile sunt foarte serioase, prima chestie pe care au făcut-o ruși, o luat Crimea înapoi. Da. Sigur că oficial, vezi, doamne, populația au făcut referendum, nu știu ce. Din punct de vedere legal și oficial, ei au lucrat ca la manual. Populația s-a răsculat, și-a autoproclamat Republica, Rusia i-a recunoscut, aia s-a unit, au votat un referendum și mai departe. Bun. Oricum, în Crimea, cea mai mare parte a populației era Rusia, rusofoni. Da. În Lugansk și în Donetsk, lucrurile au stat cam la fel. Dacă vă uitați un pic la cum se desfășoară evenimentul, eu vorbesc tehnic. Da. Și atenție, păi era ține partea rușilor. Spun doar ce s-a întâmplat, faptele. Deci, cele două, mă rog, s-au autoproclamate republici cu Constituții, foarte interesant, sunt atacate. El îi cer ajutor rușilor, mă rog, din sânge. Sunt atacate de Ucraina. De Ucraina, da. Da. Rusia vine pacificatoare. Vine, trimite trupii de menținere a păcii. Da. Și ucrainenii atacă trupii de menținere a păcii. Și le-au dat motivația perfectă că ăștia să intre, vezi, doamne, să elimine țintele militare. Ceea ce s-a întâmplat în prima zi, cu rachete de croazieră și, mă rog, încă un fel de rachete, au distrus diverse ținte militare cu rachete. După aceea au intrat trupile, efectiv. Acum, conform datelor Pentagonului, au intrat 50.000 de soldați. N-am înțeles de ce ceilalți stau la vamă și așteaptă. Sunt multe semne de întrebare. În sfârșit, rămâne să vedem ce se va întâmpla. Cert e că războiul e foarte anemic, rușii încearcă să nu supere pe nimeni. Ucrainenii n-am văzut să aibă armată, dar e plin de populație civilă care apără orașii. Aia cu împărțirea, distribuirea oficială de armament populației civile, mi s-a părut năucitoare. Da, deci, păi sunt multe semne de întrebare. Cui știe, cui nu știe să pună mâna. Dacă v-ați uitat pe afișii, primarul Kievului are o fotografie care apare obsesiv în presă, zici că e din Rambo. Păi da, el e campion de box. Bun, dar unul e campion de box, altul e cu mitraliera de companie. Păi da, de unde să fie? Dacă... Ascult armata, nu? Cu mitraliera de companie mai greu lupți, ținând o mână. Din coace, președintele Ucrainei ba pleacă, ba nu pleacă, în sfârșit. Sunt lucruri care nu sună. Am văzut o știre, iarăși ministrul apărării din Ucraina a strâns toate indicatoarele din Kiev ca să rătăcească rușii. Da. Mă rog, eu știam că pe telefon ai... Da. Păi ai pe telefon, GPS, ce trebuie indicatoare? Sunt lucruri astea care nu sună, știți? Bun, treaba cu tancul aia a fost cea mai hazoasă. La vine cu un tractor, un rom și cum ia un tank, îl leagă și pleacă. Rușii rămân fără combustibil. Adică sunt chestiuni hazoase. Din păcate, eu nu știu, oricum, în acest moment ăla nu pare a fi război. E așa un film. Da, Emil, sunt mii de morți. 5.000 și ceva deoparte sunt anunțate de partea adversă. Bun, deci toate declarațiile... Ucraina au declarat că are 300 și ceva de morți și 1.000 și vreo 600 de răniți. Sunt morți, pe de o parte. Pe de altă parte, uitați-vă la valurile de refugiați. Da. Deci populația civilă, pe care niciodată, niciun război, nu a întrebat-o nimeni nimic. Da. Pentru că ce-au făcut rușii acum, în oglindă, au făcut americanii în Iugoslavia, fosta Iugoslavie, în Siria, în Libia, în Irak, identic.
I-a interesat vreodată pe americani de câtă populație civilă a murit? Nu, absolut niciodată. Rușii nu prea au conflict atât în Cecenia, când a venit Putin la putere și au mai avut, le-au rezolvat problema americanilor de 2 ani. În 2 ani americanii nu reușiseră în Siria decât să creeze ISIS. Da. Atât. Au venit rușii și în 6 luni au rezolvat problema. Da. Terenul, s-au curățat-o, din păcate, ucigând și populația civilă. Da. Populația civilă niciodată nu e întrebată. Și nu mai știu, am văzut pe Facebook o zicere destul de interesantă, mă rog, era și un personaj, îmi scap, în fine, interesant, chestiunea spunea așa, tinerii, într-un război, tinerii se ucid fără să se cunoască și fără să dorească neapărat acest lucru, din cauza unor bătrâni care se urăsc foarte tare, se cunosc, se urăsc foarte tare, dar nu se văd niciodată. Da. Cam așa se întâmplă lucrurile în orice război. Eu, ce să zic, mă bucur în primul rând că populația românească ați văzut foarte bine cum a reacționat. Noi am rămas cât poate de ospitalieri. Nu știu, avem, n-avem bani, avem, n-avem industrie, politicieni și mai departe, dar ospitalitate avem. Încă suntem oameni normali și asta e bine. Nu știu cât timp o să mai fim, pentru că se pare că politicile internaționale, sigur, duc la o individualizare tot mai accentuată. De altfel, dacă ne uităm la, mă rog, ultimile, cred că acum 4 ani, nu? 5 ani, futurologii au dat iarăși un verdict pe următor 50 de ani. Vom ajunge, mă rog, niște celule izolate care vom comunica pe WhatsApp, Facebook. Da. În sfârșit. Deocamdată, România reacționează foarte bine. România, vorbesc populația de popor, civilă. Popor, exact. Da, popor. Sigur, România, imediat s-o coalizat totuși și politicul. Nu avem. România, până la urmă, să nu uităm că e una din țările care au spus că le trimit ajutoare medicale, căști, muniții, nu știu ce. Da. Din nou trebuie să aplaudăm Polonia, care a fost prima țară ce a trimis real ceva. Nu a zis nimic și a trimis. Noi întâi, noi. Restul a zis și a trimis. Sigur, și îmi cer scuze, mă tot repet, cu sigur, dar vreau să subliniez. Sigur, mă întreb dacă gazul care nu a primit aviz în Germania nu s-a ardă. Mă rog, Germania a sancționat Rusia spunând că nu va aviza Nord Stream 2. Și cred că gazul ăla neavizat nu s-a ardă, da. Mă gândesc eu. Doamne ferește, rușul opresc gazul, Germania în cap. Economia Germaniei este în cap. Și nu numai. Și numai, dar mai ales a Germaniei. Ce să mai spun? Franța, mă rog, și ea pe acolo, domnul Macron este în campanie electorală. De aici am multe lucruri. În sfârșit, situația oricum e foarte complicată pentru populația civilă. Deci, ca de obicei, victima sigură și victima principală rămâne populația civilă. În rest, după mine, este un joc de poliție. Se va vedea în următoarea lună cum se vor reașeza lucrurile. Și acum au început discuțiile. Da, cert este că dacă stăm să judecăm drept, exact. Dacă stăm să judecăm drept, lucrurile, eu așa le văd. Americanii vor să facă bani, rușii vor o Ucraina neutră militar, atenție, militar, și o zonă de tampon, și sigur să arate că e putere militară, toată lumea cred că o să fie fericită. Deci se vor mulțumi cu ce au posesia. Da, sigur, eu cred că Ucraina va rămâne demilitarizată, da. Vor pompa bani și unii și alții pentru reconstrucții, că îi discos bani, cresc, și depus mâna pe resurse. S-ar putea să fie șansa Ucrainei de dezvoltare serioasă, pentru că de data asta, în fine, ai motive serioase să bagi bani, investiții și așa mai departe. O să o condiționeze și cu aderarea la UE? Crezi? Nu știu, dar cred că nici nu e nevoie ca Ucraina să intre în UE. Dar poate ea cam vrea, știți, populația, știi? Vrea să plece liber la muncă. Aia e tot. Dar să nu uităm că și România, până a intra în Uniunea Europeană, a avut 2 ani de, mă rog, pe tratat de libertate. Dacă vă amintiți, în 2004 mai am putut să plecăm fără viză în Uniunea Europeană și abia în 2007 am trecut chiar 3 ani. Da. Deci un statut similar se poate oferi și Ucrainei. Da, eu am rămas surprins văzând dialogurile colegilor din presa
prezentă la fața locului, în toate punctele de trecere, și la Isaccea, și la noi, și la Sighet, ucraineni care ziceau, da, plecăm mai departe, suntem doar în tranzit în România, eu plec la sora mea în Italia, eu la soțul care lucrează nu știu unde, deci ei circulă liber. Totuși, dacă nu cred că toți aveau pașapoartele cu viza pe ele. Ori toți aveau pașapoarte, că nu poți intra în România. Da. Deci au pașapoarte, dar mai în UE, România, hai, România are un statut cumva diferit. Sunt țara tampon la refugiați, da? Îi primim, cum au intrat sirienii și în Iugoslavia și în Italia și tot. Primim și noi, da? Dar mai departe, în restul UE, în Schengen, în ăsta, înseamnă că ei totuși au drept de circulație, așa mă gândesc. Nu știu, chiar nu vă pot spune, nu știu. Nici, da, nu m-am gândit la asta până n-am auzit. Mi-a dat de gândit. Bun, pot, acum pot intra și ca refugiat, în fine, și atunci au alt statut. Eu ca refugiat pot să spun că nu vreau în România să tranzit, cer și azil în Germania. Da. Sau am zis, văd sirieni. Da, statutul de refugiat, cine ți-l declar tu? Dom'le, eu mă vreau... Eu mă declar, da, completez o cerere de refugiat. Și atunci ești... Nu știu, am văzut ieri la ora 14, cred, sper să nu spun prostii, sau până la ora 14, România intraseră 14.000 și vreo 500 de refugiați, da, din care 54 ceruseră azil, deci document scris. Deci de cifrele de azi noapte la 2, când m-am culcat, erau așa, 47.000 intrați, din care 22.000 plecați deja sau în curs de plecare și 25.000 care vor să rămână în... Bun, nici nu-i poți condamna pe oamenii ăștia. De cum să-i condamn? Doamne Sfinte, trebuie doar ajutați, nici nu să pune probleme. Soția mea a fost în vamă bine și îmi spunea că vine, te umplă plânsul, mămici, niște fetițe, da, naște subțiri, cu 2-3 copii, țineau însă și... Bine îmbrăcați, în fine, știau, erau așteptați, știau unde vor să ajungă, dar ideea că părăsești căminul de frica unui război nu-i plăcut. Da, da. Vezi o lămurire într-un sens a situației? Da, eu repet, eu cred că într-un timp foarte scurt se va ajunge la o încheiere a conflictului. Delegația, ultima știre înainte să intrăm în emisie, era că la... Delegația Ucrainei ajunsese, da. Ajunsese, dar era alcătuită din doi secretari de stat și un ministru adjunct. S-ar putea să întărâte aia, așa se începe, da? Ăștia sunt linia a treia de dialog, da? Delegația Magdalena să duc președinții sau ministrii. Nu să duc, da, totuși, da, noi nivelul prea scăzut, nu. Bine, întreb, da. Nu, așa se începe. Da. Deci dacă să ajung la... Fiecare pleacă cu mandat. Da. Mă rog, din... Și dacă se ajunge la un consens pe lucrurile din primul mandat, după aceea se continuă la nivel de ministru de extern. Deci președinții în ultima fază semnează, validează. Ministerul de extern. Deci, eu din ce ne-ai spus, înțeleg așa, că mizez totuși pe ideea de rațiune, că totul este un calcul și atât nu... Domnul Popovici, vă reamintesc că în al doilea război mondial, după ce Germania, împreună cu RSS, au atacat Polonia și au împărțit-o, Germanii s-au declarat război imediat de către Anglia și Franța. Motivul fiind Polonia. Am zis în ordinea în care s-au declarat război. Deci întâi i-au declarat Anglia, da, după aia Franța, în aceeași decizie drept, dar la ordine. Nu se putea, acum, adică ocupa Germania, Polonia. Când s-a terminat al doilea război mondial, s-a terminat cu Churchill, care urla la guvernul din exil polonez, adică cum voi nu vreți să vă mutați, să lăsați jumate din Polonia Rusiei, dar ce faceți, ce vreți voi? Interesele dictează. Pacea, abureală. Astăzi Polonia este pe jumătate teritoriu german și jumătate polonez. Sufletul culturii poloneze, Lvovul, este în Ucraina. În Ucraina, da. Asta e. Ne-ați crezut că ucrainieni vor face ce vor vrea ei? Acolo va negocia, cred că America, Statele Unite vor negocia cu Rusia. Deci eu asta vreau să te întreb, Emil, dacă deci tu mizezi pe ideea de rațiune la Putin.
Pentru că 99% începe de media, indiferent de calibrul persoanei abordate, tot se întreg în epitete, că e dement, că e scăpat de sub control, da, că e autist, că e nu știu ce, am auzit toate balea de pe lume, nimeni nu-l consideră un tip rațional, calculat și care ca o cobră și atacă victima. Credeți dumneavoastră că Putin e atât de mare dictator încât el face ce vrea el cu armata rusă? Nu, cred că nu. Cred că, cred că atunci când vine vorba de interese majore și de armată, pentru că dacă legea era un dictator niște feroce, generali, așa cum s-a spus, da, păi la ora asta, din rachete, nu mai exista Ucraina. Corect. Deci noi de 4 zile așteptăm să vedem ce se întâmplă în Kiev, da? Luptele se duc la 30 de km de Kiev, o căzut, da, o rachetă în sfârșit, au mai fost două incendii, nu se știe de cine au fost provocate deocamdată. Da. Mă întreb, de ce, unde e aviația rusă cu suhoirile alea de o speria toată lumea? Unde sunt rachetele? Adică nu mai avut ăștia rachete, dintre rachete bănuiesc când linișteau Kiev. Da, îl curățau de tot. Trebuie să ne punem niște întrebări. Da. Bine. Sigur că întotdeauna, mai ales noi aici fiind în granți cu rușii, știind că am avut 50 de ani de comunism și așa mai departe, sigur că noi avem o ură, dacă doriți, naturală. Da. Dar dacă stai strâmb și judești drept, toate mișcările sunt calculate. Și eu repet, eu cred că este de fapt un film prost, jucat de cele două mari puteri. Nu. Deci nu ies calcul, îmi pare rău. Ăsta nu este război. Război în accepțiunea ce? Păi nu, poate s-o schimba războiul. Nu știm noi. Da, păi nu prea știm aici, e sigur că... Nu știu, cu toate... Deci, atenție, nu țin cu rușii. Nu țin cu rușii. Dar ăsta nu e război. Nu cred că rușii... Păi dacă ne uităm, dacă ne amintim de armata sovietică, da? Aia din al doilea război mondial, da, era mult mai puternică, mai nervoasă, mai vigilioasă decât asta. Curăță, rădea tot. Totuși, deci, în 50 de ani mă gândesc să o mai înarmat și ăștia. Am văzut în Crimea niște soldați și am zis că îți veniți în al treilea... Ăsta, din Imperiul Contra-Atacă, știți? Da. Păi nu, dar... Serios. Da. Nu. Unde sunt rușii aia nervoși care, repet, în Siria, în 6 luni de zile, au curățat ISIS-ul? Da. Păi ăștia sunt tăiat tot sub formă de amenințare, dar nu cred că... Știi, una din umbrelele astea apăsătoare e cea cu teroriștii ceceni care n-au mamă, n-au tată, vin curățărat tot. Dar pe aia nu puteau să-i ducă în Siria, nu? Că ia și musulmani, mă gândesc. Păi nu i-a dus. Bun, i-a dus. Dus. Deci n-au fost ei, au fost tot ăștia care acum nu. Bun, da. Acum ce câți ceceni, că a văzut informații că da, ucrainienii au uns cu slănină gloanțele ca să nu ajungă aia rai. Da. Cu sturița că ia notițe de rupi. Păi nu, dar serios acum. Da, e cumplit că devine subiect de glume, bancuri și stand-up comedy. Da, da, bă, în fine. În orice caz, repet, nu au o scuză nici Rusia, nici ceilalți. Pe de o parte, pe de altă parte, populația civilă este din păcate, puternic afectată și trăiește o dramă. Da. Da. Da, Doamne ajută să se liniștească lucrurile. Eu cred că până la sfârșitul săptămânii lucrurile vor evolua într-un sens sau altul, pentru că totuși suntem pe de o parte în Europa, pe de altă parte, așa cum arată datele, cam spre asta se merge. Spre o înțelegere care să lămurească și care să prezinte lumii, sigur, un Putin nervos, diavol, cum vreți dumneavoastră, dar cu o Rusie care, uite, domnule, totuși reacționează militar, cu Ucraina fără NATO, din coace cu niște americani care reconstruiesc Ucraina și care fac bani de rup. Și îl urmau cu americani, probabil și germani, și francezi. Și Rusia va ieși de sub toate embargourile astea? Nu o să iasă de sub toate, dar de sub urmă probabil că o să iasă. În primul rând SWIFT-ul, care SWIFT acum fi vorba între noi, că el e aplicat doar pentru niște bănci rusești, da, pentru toate băncile rusești. Vezi, noi asta la nivelul anului 2012, an în care a fost mare scandal cu ascultarea telefoanelor lui Merkel de către americani.
fost prezentat în Senatul Statelor Unite un raport privitor la Germania. Și în raportul ăla spuneau niște lucruri interesante. Între altele se spunea că miracolul economic german și faptul că America scapă din mâini Germania se datorează forței de muncă ieftine și foarte bine calificate din fostele țări comuniste. Că în acel moment Statele Unite nu au niciun dușman real, dar că dacă tehnologia și banii germani bat palma cu forța de muncă și resursele rusești, Statele Unite capătă un inamic real. Ei, crezi că au bătut palma? Eu nu știu ce să zic, nu știu dacă chiar au bătut palma, dar știu sigur că americanii să scrie, mă, ăsta e termenul, să păstreze cordonul sanitar și, de fapt, un cordon între cele două puteri. Păi faptul că rușii le-au dat gaz direct, nu cred că e întâmplător. Siguranță, faptul că nemții, pentru că asta au fost distracție, nemții n-au fost de acord decât în ultima clipă cu scoaterea Rusiei din SWIFT și cu condiții, în fine, în așa fel încât să nu le fie grevate interesele. Da. Păi am înțeles tot din presă că 40% din schimburile, din exporturile germane se duc în Rusia. Vă dați seama ce înseamnă închiderea celor exporturi. Rusia, că ăsta, Germania... Da, se închide, se închide și Germania. Iar asta nu se poate întâmpla. Da. Și bun, mai e un aspect de care trebuie ținut cont. Una este populația Rusiei și alta e leadership-ul ei. Două chestii comune. Cum și la noi și nu numai, uitați, vreau Statele Unite. De asemenea, două chestii diferite, paralele. Nu o să întâlnesc nicăieri. Pare rău, dar asta nu spun eu, o spun cetățenii americani. Eu citesc, dar o citesc. Da. Știți, misiunea noastră, sigur, e să și gândim niște lucruri, dar, în primul rând, să cităm. Să reamintim. Da. Vorba lui Hegel, istoria ne învață, din istorie nu văd nimic. Știți? Asta e. Da. Da. Deci pace, pace între... Eu cred că, două... repet, pacea va veni foarte repede, oamenii se vor putea întoarce acasă la ei. Alte chestiuni, deci în război, da, orice țară începe să-și cum se cheamă, încorporeze în armată populația, da? Da. S-a întâmplat întâi. Doamne, una este încorporarea, chemarea la oaste, și alta este interzicerea ieșirii bărbaților din țară. Măsura tipică, așa. Sigur, da. Probabil s-au grăbit, au avut niște gânduri, dar sună într-un mare fel. Da, sună. Da. Interesant. Să ne întoarcem la noi acasă un picuț, da? Ce face muzeul? Va deveni secția Ermitajului sau nu? Nu. Nu cred. Nu. Nu cred, sunt sigur că nu va deveni secția Ermitajului. Ok. Muzeul momentan face bine, în sensul că are o serie de expoziții. Se le-am promovat și noi tot timpul. Mulțumim frumos. Contează pe noi. Se pregătește pentru evenimentele din vară. Sigur, are și o serie de necunoscute. Sensul întrebării ăsta era. Ce ne așteaptă în vară? Da. Prima necunoscută este cea cu, să-i spunem, festivalul de rock. Da. Muzica rock. Așa cum ați amintit, Centrul Cultural Bucovina și Muzeul Bucovinei, la vremea aceea, Muzeul Național Bucovinei astăzi, au fost cei doi mari finanțatori și organizatori ai Bucovina Rock Orchestra. De acest eveniment s-a ocupat întotdeauna domnul Ion Drăgușanu. De ce? Și domnul Ursu, cu modestie, recunoscută. Dar el a fost creierul acestei chestii, acestui eveniment. Da, de acord. Lucrurile știți că au evoluat într-un sens neplăcut. Nedorit de nimeni. Mai mult decât atât, domnul Ion Drăgușanu a ieșit la pensie în ianuarie, la sfârșitul ianuarie. Centrul Cultural Bucovina nu mai este finanțator, s-a hotărât că nu mai finanțează acest eveniment. A rămas singurii finanțatori, să spun. Muzeul. Problema este că muzeul a rămas singurul finanțator cu suma pe care o avea când era cofinanțator. Și ultimele mele discuții cu domnul Nicolae Barbă au fost în sensul găsirii unei soluții ca muzeul să poată organiza
un festival de rock. Până nu am certitudine, nici n-am discutat cu domnul Răgușanu nimic, până nu am certitudinea că avem bani întâi, n-ar vrea să discut cu nimeni. Da. În același timp... De bani se va ști totuși în timpul util, dacă vin sau nu. Eu cred că într-un timp rezonabil, sigur. Rezonabil. Păi, dar... Pentru că pe scaunul unde stă domnul Ursu acum, vă amintiți, a stat și domnul Barbă, despre care vorbim, care în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean răspunde exact de aria asta, de cultură, spirit. Da. Și domnul Barbă susține că vom avea festival, că face tot ce ține și de dânsul. Vom avea festival. Să avem festival. Domnul Barbă, ne urmăriți, da, că și noi vă urmărim. Da, da, da. Da. Bun. Trebuie să știm... suma într-un timp rezonabil, pentru că nu faci de azi pe mâine un festival mare. Plus că ai achizițiile, ai toate procedurile care durează smâncătoare de timp. Asta pe de-o parte. Plecăm însă de la premisa parte, că pandemia ne va da voie să-l facem. Eu sunt convins. Păi ați văzut ce, apropo, ultima săptămână, mă rog, nu ultima săptămână. A dispărut complet subiectul, nu mai există, da. Pandemia nu-i. Bun, oricum, o serie de state, inclusiv Israelul, deja au declarat o endemie și s-a cam terminat. Da. Bun. Pe de altă parte, însă, luna august, nu, altceva vreau să spun, pe de altă parte, noi am făcut un sondaj de opinie despre evenimentele lunii august și într-un timp absolut record, mai țin de 48 de ore, am avut peste 1000 de votanți, care au votat așa, 51% vor medievalul, 37% vor rocul și, sigur, celălalt, mă rog, Târgu din Mește și restul alte chestiuni. Deci, 37% e un public important. Categoric, da. Vă amintiți anul trecut la acele seri muzicale Trei la seri care totuși tinerii au venit și au reacționat ca la o formă orchestră. Deci, e clar... Deci clar, nu mă bătrânii sunt nostalgici, tinerii au de unde agăța este nostalgia. Este fără îndoială faptul că un eveniment de acest gen trebuie făcut pentru că își are publicul propriu. Își are deja și tradiția lui. Și e un deceniu de când se desfășoară, dar e ar fi păcat să... Adică de ce l-am fi făcut noi nouă ediții? Eu iau în calcul ceea ce mi s-a spus deocamdată și... Nu dau neapărat asigurări, dar cred cu multă tărie că un eveniment rock se va întâmpla. Da, că va fi Bucovina Rock Castle sau va fi alt eveniment, nu vă pot spune. Da, și aici o discuție în legătură cu denumirea, dacă... Da. Nu știu, însă până la urmă important este să se întâmple, să se întâmple ceva. Cam în rest, festivalul medieval este... să zicem, pe traiectoria firească. Se va redeschide, că anul trecut medieval. A fost limitat de niște chestii. A fost un eveniment, povești medievale, în fine, un eveniment mic, din motive de pandemie, știți foarte bine, a fost practic și de expoziție. Da. Lumea, hai la târg, se va întâmpla. Evenimentele de vară, mai mult decât atât, la sfârșitul lunii august am gândit și un eveniment teatral care nu intră în concurență cu teatru, nu are nicio legătură în sfârșit, se întâmplă în cetate, mă rog, cu câteva nume mari, în sfârșit, un eveniment care sper să închidă în mod onorabil sezonul de vară din zona cetății de scaun, Muzeul Satului Bucovinean. Da. Pentru vară. Tot pentru vară, la Muzeul de Istorie, astăzi funcționăm la o capacitate foarte mică. Practic avem doar două săli de expoziții temporare. Evident, mă rog, un spațiu neconvențional la etajul întâi și cam atât. Educația muzeală o facem, mă rog, cu maxim 12 elevi într-un hol. Știți că prefectura ocupă... Și prefectura și câteva birouri de la Consiliul Județean ocupă spații. Da, pentru muzeu. Cine nu știe, toate astea sunt legate de incendiul de anul trecut. Și atunci încercăm să oferim în ce avem provocări interesante pentru publicul nostru. La ora la care vorbim avem două expoziții de artă plastică.
Petre Brudan și Dimitrie Loghin, ambii studenți la Bell Art în Cluj, respectiv în Iași. Publicul poate face o comparație privind ceea ce a produs Clujul versus ce a produs Iașul în perioada anilor 30. Sigur, Brudan este creator de școală, mă rog, a fost profesor universitar. Din Suceava îi amintim pe Mircea Hrișcă, pe Liviu Suhar. Liviu Suhar are foarte multe lucruri preluate de la Brudan. Din coace, Dimitrie Loghin, cu toate insistențele lui Tonița, a fost ucenicul lui Tonița, elevul lui Tonița, nu s-a dus la universitate, nici la Iași, în mediul universitar, nici la București, l-a chemat și când a plecat la București. A preferat să rămână la Liceul Ștefan cel Mare, actualul Colegiul Național Ștefan cel Mare. Este cel care, ca să dăm tot două nume, i-a descoperit și i-a format pe Ion Grigore și pe Vasile Florea. Sculptor, da, parcul Dorea Ghinare. Mă rog, spune mai multe lucruri. Deci, merită de văzut. Evident, în foyer este expoziție Roland Pangrati, o expoziție interesantă și inedită pentru peisajul de gen sucevean, deoarece artistul, în sfârșit, folosește hârtia de dud, care este patrimoniu UNESCO. O fac doar japonezii. Una din caracteristici este că, odată cu trecerea vremii, acea hârtie se albește mai tare. Deci nu gălbenește. Da. Interesant. Culorile folosite sunt minerale, deci practic diverse minerale prețioase și semi-prețioase, măcinate cu diverse granulații și scoică, un anumit tip de scoică care este măcinată și dă culoare albă. Da. O expoziție de asemenea, spuneam, interesantă, evident, pictată în manier japoneză. E bine, pentru vară pregătim o expoziție care eu sper că va fi foarte gustată, Ioan Nemțoi, sculptură în sticlă. Ioan Nemțoi este unul din, practic, cel mai important artist în sticlă din România, unul din cei mai importanți din Europa. Căutați-l pe internet, veți vedea ce expoziție care a fost achiziționată ulterior de McLaren, a avut Nemțoi la un moment dat în Londra. În sfârșit, este foarte cunoscut în spațiu Franța, Belgia, mă rog, Luxemburg, în sfârșit Germania, Austria. Lucrează foarte mult, are celebrul roșu de Nemțoi. Îmi povestea artistul că pentru a ajunge la cel roșu a cheltuit cam 1 milion de euro. Ardere, mă rog, materiale consumate și mai departe, însă lucrează într-un... Dacă i-a avut și de cheltuie, da, înseamnă că da. Păi nu întâmplător, v-am trimis la acea expoziție. Da. Da. Vinde foarte puțin în România, de exemplu, Muzeul Național de Art Contemporan la nicio lucrare, pentru că este foarte scump. Păi, să facă și el o donație, că am văzut pe la tine cerut... să înghesuie cu donațiile, da, și Virgil Parghel a donat. Da, bine, o... domnul Parghel a locuit o vreme la Suceava, Anca Parghel era suceveancă, actuala lui soție este suceveancă și așa mai departe. Catare, domnul Parghel, discuția mea cu el, bun, care a fost, a început acum 4 ani, a fost să fac o donație mai consistentă. Noi anul acesta vom avea o expoziție Virgil Parghel, o expoziție donație. Cum de altfel Loghin, este o expoziție donație. Da. Sunt, cred, 3 lucrări care se întorc la familie, restul rămân la muzeu. Muzeul Sucevean deveni cel mai important colecționar. Peste 100 de lucrări Dimitrie Loghin, ceea ce nu-i puțin lucru. Apoi, o altă donație importantă este Margareta Catrinu. Din expoziția Petre Brudan, câteva lucrări vor fi donate muzeului nostru. Anul trecut am avut acea expoziție Mihail Gavril, la rândul său, Mihail Gavril ne-a donat 3 lucrări. În sfârșit, noi din păcate nu avem spațiu. Noi de altfel intenționăm să achiziționăm anul acesta câteva lucrări. Și suntem în niște discuții, mă rog, cu ce am trecut cei drept, trebuie să le reluăm anul acesta,
cu Ioan Nemțoi. Pentru că la Suceava, sigur, noi avem în colecție o lucrare foarte bună, Ion Irimescu. Însă la Suceava Ion Irimescu este reprezentat de Muzeul Irimescu, de la Fălticeni. Da. Oricâte lucrări am achiziționat noi, nu putem decât să ne facem și nouă și Muzeului Fălticenean un serviciu. În consecință, noi trebuie să abordăm alte zone. O zonă ar fi Ion Mândrescu. Și în consecință, deja suntem proprietari a 3 lucrări, Ion Mândrescu. Apropo de Ion Mândrescu, încercăm, sigur, urmează să am o discuție și cu primăria. Am vorbit deja cu doamna Zarujanu pentru la teatru, pentru spațiu. Mândrescu, cât a stat la Suceava, din cauza pandemiei, între altele, a realizat și o lucrare monumentală mare. Acum este la Oradea o toarnă și am discutat cu el în ce măsură, în jurul Paștilor, să vină lucrarea, să poate fi văzută și la Suceava. Și a zis da. Am văzut doamna Zarujanu, aș pune-o în zona teatrului. În fața teatrului este cea rotondă, da. Și ar da chiar foarte bine acea lucrare. Chiar definitiv. E, asta mai greu, pentru că primăria municipiului Suceava nu a cumpărat. În sfârșit. Oricum, mie e îmbucurător faptul că a reușit să monteze două busturi. Vorbesc de Franz Cavaler de Loj, un bust care chiar trebuia, vorbim de o recuperare, văd ce poate acolo. Este omul care a transformat un sat într-o comună urbană, într-un târg. Da. Și a pus Alexandru Iancuza. Alexandru Iancuza, bun, a fost montată pentru evenimentul din 24 ianuarie. Însă 24 ianuarie 1859, zona asta era în altă țară. Da. Dar asta nu înseamnă că istoria națională nu trebuie marcată, știți. Și bine. Mai mult decât atât, înțeleg că vor mai urma și alte busturi. Dar noi vorbim de artă conceptuală, știți cum e bustul, sigur. Poate vorbi despre un artist, dar nu poate da măsura talentului și valorii sale. Niciodată. Ei, în atare condiții, tot arta conceptuală e cea importantă. Și aici, după Bucovina în aripată, lucrarea domnului... Domnului deputat. Domnului deputat, da, Mircea Dăneasă, da. Suceava nu a achiziționat nicio altă lucrare. Iar Bucovina în aripată, din ce știu eu, încă nu este definitivă. Ea este făcută dintr-o rășină, un fel de fibră de sticlă, în fine, da. 30 de ani vor lucra și, mă rog, lucrează lumina, în primul rând, sigur, regimul termic, și se va deteriora. O să fie, o scoți mai mult să o repar decât, pentru că e dreptul omului de autor. Da. Și poate interveni familia, deci pot fi probleme majore. Glumind un pic, sper să nu se supere Mircea pe mine, suntem prieteni de 1000 de ani. Ea poate, se poate conserva dacă ea dau și lipsește dopul la Târgușon. Da, că... Bun, au fost discuții variate, însă lucrarea este interesantă. Da, fără discuții. Și este muncit. Da, de asta n-am piedicat lumea să-i zică Târgușon. Da. Mai e și în București cartoful, dacă... Da. Da, bun. Este fără îndoială faptul că artiștii sunt deasupra epocilor. Spune Mircea Eliade. Exact, tot timpul sunt există... cam 100 de ani. Însă, în același timp, și aceste lucrări de artă, unele izbesc, altele nu. Sunt lucrări care nu pot fi, să spun, înțelese în sensul pe care și l-a dorit artistul, dar te izbește, îți place ceva la ea, nu știi ce. Da, da. Ei, sunt lucrări care nu spun nimic. Da, ales, avea ales groasnic. Dar vine critica și ne explică. Și ne explică, și ne explică, și noi ne uităm, oricum nu înțelegem nimic. Asta e situația. Deci chiar și în Suceava este undeva un bust, n-are rost să spun unde, dacă nu citești cheza, nu știi cine. De asta, suprarealistă. Sau mai este un alt personaj, mă rog, cu un picior îndoit, așa un pic mai atent, dacă te uiți, vezi cu piciorul mai mare și unul mai mic. Da. Dar în sfârșit, o fi...
Dar nu știi ce sursă de inspirație da. Și-a găsit și unde a găsit date, că poate era ca celebru fotbalist din Naționala Germaniei, care avea 41 la un picior și 46 la altul. Da, da? Deci, da, așa o fi și aici. A găsit date interesante. Domnul Urso, vă mulțumesc foarte tare că ați fost aici. Și eu vă mulțumesc. Datele prezentate de Emil Urso au fost absolut fascinante, cel puțin în partea întâi, cea legată de evenimentele din Ucraina. A fost o lecție de istorie pe viu, cum rar putem întâlni. Mii de mulțumiri, Emil. Eu vă mulțumesc. Te așteptăm cu drag. Hai când se face pace să, da? În okay. prima zi de după instaurarea păcii, dacă ai să fii liber, hai să finalizăm dezbaterea. Nu văd unde aș fi. Deci mâine, da? Deci mâine poate ne vedem Dumnezeu aici. Și mâine, da, ne vedem. Doamne ajută, da. În orice caz, repet, este o dramă ce se întâmplă cu populația civilă și pe calcule strict cinice. Matematice, ăsta nu este un război. Din păcate, ca întotdeauna în istorie, toate aceste evenimente s-au întâmplat în defavoarea populației civile. Da. Da, vinovați sunt cu toții. Eu nu văd ca unul să aibă o vină mai mare decât altă. Da, e un punct de vedere plin de logică și de bun simț. Bun, logică, nu știu dacă e practic. Da, noi, da. Da. Să obțin în accepțiunea mea logică. Mulțumim, Emil Ursu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Doru Popovici, vă doresc o săptămână cum nu se poate mai bună și nouă tuturor liniștea care poate veni de data asta de la Est. O zi bună!